Muzeograf, profesor, cercetători, atât din Mehedinți cât și din alte colțuri ale României, au venit astăzi în turnul Severin pentru a participa la simpozionul Drobeta, organizat de către Muzeul Regiunii Porților de Fier. Este vorba despre simpozionul internațional Drobeta. Este vorba de un simpozion care reunește cercetători, muzeografi, profesori de la muzeele din țară, dar și din afara țării. Este vorba de o ocazie pe care o au an de an, pe care le creăm aici la Drobeta Turnul Severin, an de an, de a se întâlni, de a realiza schimburi de experiență și de bune practici, atât de important și de valoros. Pentru că noi am mai avut acum o lună și jumătate simpozionul internațional pentru celelalte secții, dar pentru istorie, arheologie și restaurare, conservare, valorificare, aceste simpozioane se țin după ce se încheie etapa de cercetare și cum domnile lor toată vara fac cercetări în țară și în afara țării, apoi vin cu rapoartele finale și apoi în luna octombrie trebuie să se întâlnească. Noi, Muzeul Regiunii Porților de Fier, suntem foarte mulțumiți că au răspuns invitației noastre. Marele muzee ale României, dar și instituțiile universitare din Belgrad, din Slovenia, din Austria. Noi vom prezenta ceea ce am lucrat toată vara, rezultatele cercetării la Amfiteatrul Roman. Avem și alte lucrări foarte importante, dar abia așteptăm să aflăm și din experiența dumnealor. Toate acestea dovedesc că un an de zile de când nu ne-am văzut, în acest an, timpul nu a curs degeaba, a curs în favoarea noastră, a curs în favoarea culturii. Ca în fiecare an, Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta Turnul Severin ne-a făcut deosebită plăcere să ne invite și pe noi cei de la București, dar și din alte centre din țară, din Transilvania, din Banat, la sesiunea muzeului dedicată istoriei, arheologiei, geografiei, mediului înconjurător, să spunem așa, din regiunea Drobeta, din jurul orașului Drobeta, Turnul Severin. Este, din câte am înțeles de la organizator și știam, pentru că nu este pentru prima dată când particip la această sesiune, este o sesiune de această aniversară, o cifră rotundă, se împlinesc 40 de ani, deci este 40-a. Este o surpriză plăcută pentru toată lumea, cei care nu au știut, dar și cei care știau, că iată, într-un oraș al țării noastre,